Nu cedăm, Suceava îndrăznește! În fața celor aproximativ 3.000 de oameni adunați pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, liderii sindicali suceveni au trecut din nou în revistă principalele revendicări. De asemenea, au anunțat că își asumă, o semnează cu toții și trimit parlamentarilor suceveni și peste tot prin distribuire masivă pe toate canalele scrisoarea deschisă a profesoarei Felicia Vranău de la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava. Aceasta este scrisoarea deschisă a doamnei profesor Vranău Felicia. O vom semna, ne-o asumăm cu toții, toți cei din piață și toți cei din învățământul preuniversitar, o vom trimite peste tot tuturor parlamentarilor din județ, o vom pe toate mijloacele de comunicare, pe Facebook, pe WhatsApp, prin mail, astfel încât poate reușim prin învestirea cu care noi, pe care noi le-am dat-o, să facă ceva, să avem o dată pentru totdeauna, să pornim de la acest kilometru zero al învățământului, al mișcării noastre, să avem o grilă de salarizare meritată. Postată pe Facebook, scrisoarea a fost preluată de presa centrală și a devenit extrem de virală, ea prezentând de fapt toate doleanțele angajaților din învățământ, adunate în ani buni de zile. Nu luptăm doar pentru salariile noastre, ci vrem să atragem atenția asupra calității învățământului subfinanțat și ignorat, a transmis în esență profesoara de franceză de la Eminescu, cu experiență de 38 de ani în învățământ. Scrisoarea deschisă îi este adresată președintelui Klaus Iohannis și tuturor celor care sunt responsabili de prezentul și de viitorul acestei țări, arată profesoara Felicia Vranău din Suceava. Eu îndrăznesc, îi răspunde aceasta președintelui Klaus Iohannis, care îi certa recent pe profesori pentru că îndrăznesc să pună în dificultate examenele naționale. Nu este numai greva noastră, este greva învățământului românesc, care se află în aproape colaps. Este greva elevilor, a părinților, care s-au săturat de o reformă fără sfârșit, fără noimă, fără obiective, fără o direcție precisă. Educație fără susținere financiară, nu știu dacă se poate. Guvernanții noștri ne cer dăruire, ne cer să facem un învățământ de calitate. Pe ce bani? Deci nu este vorba doar despre salariile noastre și elevii mei pe care îi salut și le mulțumesc, prezenți aici, știu mai bine decât oricine că eu nu am fost un om care a venit la școală și a luat salariu și a plecat acasă. Eu am fost un om care a slujit învățământul timp de 38 de ani. Protestul a continuat cu un marș pe traseul Esplanadă, sediul PSD, Bulevardul George Enescu, strada Universității, sediul PNL, Muzeul de Istorie, unde este sediul provizoriu al prefecturii, Esplanadă. Sindicaliștii au confirmat ce au strigat în cor în deschiderea protestului. Suceava îndrăznește, nu cedăm, și au adus și argumente. Nu am cuvinte, ăsta e marșul tăcerii. Nu mergem la corectat! Nu mergem la corectat! Dacă ar fi să tundem sporurile pentru care am luptat eu, cred că aș ajunge la 4.000 și ceva, 4.000 și ceva. Închipuiți-vă că eu de un an de zile trebuia să fiu pensionar. Și aveți câți ani de activitate? Dacă din 77, închipuiți-vă că sunt foarte mulți ani, 40 și ceva de ani. Majorăm, estimăm la 44-45 de ani. Cât va fi nevoie până vom obține ceea ce trebuie? În primul rând ce anume? În primul rând demnitate și respectul care ni se cuvine. Sperăm că vom sta în grevă cât mai puțin, până când cei care ne conduc vor înțelege că gestul nostru nu este unul așa de umplere a timpului. Am ieșit de nevoie. Mai exact ce v-a scos în stradă? Neputința. Neputința de a avea dreptul la o viață decentă. Și un salariu? Un salariu care să ne acopere coșul zilnic și să ne ofere și motivația de a merge mai departe, să ținem piept cât se poate de mult tuturor provocărilor la care suntem supuși, zi de zi, toți, noi, ca societate, ca oameni. Acțiuni de protest similare sunt anunțate și pentru zilele următoare.